laudăm pe Domnul, pentru că e sfânt și puternic, pentru că e adevărat, pentru că e viu vecii vecilor, amin. De aceea, în această seară, oricine ai fi tu, te invităm în numele lui Iisus, aleluia, să vii să-ți apleci genunchi înaintea lui Iisus, să-ți aduci aminte că El a murit pentru tine, a murit pentru păcatele tale și în dealul Golgotei te-a răscumpărat cu sângele lui cel viu și sfânt ca să ai parte la viața veșnică. Astăzi te îndeamnă Iisus Hristos prin Duhul Sfânt să te cercetezi, să vezi cum stai cu El. O, lăudați să fie Domnul, pentru că El cheamă oameni de pretutindeni de pe acest pământ. Din cele patru colțuri a pământului se aude glasul Lui, răsunând ca o trâmbiță sfântă pe acest pământ, chemând la pocăință pe bogat, pe sărac. Paradoși menaiet, aleluia, trăiască Domnul! Chiar dacă treci azi prin încercări, chiar dacă treci prin valuri mari, chiar dacă bate vânturi în corabia vieții tale, știu că dacă l-ai pe Iisus, El întotdeauna va fi cu tine și te va salva. Trăiască Domnul! Astăzi te îndemn, frate, soră, prietene, ia-L pe Iisus în barca vieții tale și fă din El un scut, aleluia! Fă din Iisus un stâlp, o, lăudat să fie Domnul! Dragul meu frate și prieten, dacă, aleluia, șemena dobia canaiet, dacă ai ști cât de mult să luptă cel rău pentru cei din adunare, pentru cei din afară să-i câștige, iar astăzi tu ai oportunitatea și ai șansa de a asculta aceste cuvinte mânate de Duhul Sfânt și călăuzite de El, să te întorci la pocăință și să-i faci voia Lui, trăiască Domnul!